Sfârșitul Ceaușeștilor, crimele Revoluției, teroriștii printre noi, Cartea Revoluției, sunt câteva dintre titlurile autorului Grigore Cartianu, readuse în atenția publicului târgoviștean odată cu volumul Miracolul din noiembrie. Grigore Cartianu este născut la Prădiceni, Peștișan, Gorj, unul dintre ziariștii cu notorietate din România. A condus redacțiile unor ziare importante, Adevărul, Evenimentul Zilei, și a semnat mii de editoriale, interviuri și anchete gazetării. Ediția frecventă în emisiuni ale televiziunilor pe teme de maxim interes. Serialul său, după prăbușirea dictaturii comuniste și despre Revoluția Română, a produs o emoție națională. Românii au aflat șocați că au fost cobaii unui experiment sângeros și că mulți dintre asasinii din decembrie 89 se află încă în libertate, ocupând chiar funcții importante în stat. Miracolul din noiembrie este volumul apărut după prezidențialele din anul 2014. Au fost adunate atunci mărturiile a aproape 400 de români din afara țării. Este cartea milioanelor de oameni care, într-o duminică rece de toamnă, au hotărât să spună nu. Este, în primul rând, cartea diasporei. Cartea prezintă miracolul solidarității, al curajului, al sacrificiului. Discuția de astăzi aș vrea să o prindem în două părți. Două părți care se leagă între ele. Așa cum toate aceste cărți, mai puțin Hagi, pe care am scris-o în perioada când eram cronicar sportiv, deci cealaltă cărți au un fir roșu care le leagă. Firul acela roșu, o să vedeți, de la Cărțile Revoluției până la Jurnalul unui purci ratat și Miracolul din noiembrie, sunt cărți care vorbesc despre abuz, minciună, dezinformare, diversiune, intoxicare. În general, totul se întâmplă mediatic. Niște oameni la butoare în spate pun o regie în scenă și bombardează populația, o mitraliază cu minciuni. Minciuni sufocante, minciuni devastatoare. Minciuni care, așa cum spunea Hitler, dacă spui, scuze, Göring, care era ideologul Hitler, dacă spui o minciună de 10 ori, ea tot minciună rămâne. Dacă o spui de 1 milion de ori, devine adevăr. Ei, aceste minciuni care dumneavoastră vă întâlniți prin televiziunile de propagandă special, le vedeți, vă enervează la un moment dat, băi, nu se poate, nu e împotriva firii, împotriva normalității, cum să minți halul ăsta atât de flagrant. Ei bine, minciună. Sigur că nu toți oamenii vor pica în cap ca la minciunii. Dovadă că oricât ar minți, dacă o populație hotărâtă iese la vot, spulbere și acea minciună de masă și face ca votul omului să conteze și nu decizia unui aparat de propagandă. Un alt subiect abordat de Grigore Cartianu în cărțile sale este manipularea prin mass media. România, de fapt, nu mai are, să spunem, nu mai are șansa unei mass media acurate. Cam din 45, de când la putere a venit guvernul Petru Groza. Sigur că până în 89, în mod oficial și practic, nu aveai voie să spui pe dos. Nu aveai voie să vorbești, nu aveai voie să scrii, să publici un ziar sau unde să faci o emisiune, pentru că era doar televiziunea română și cu studiourile sale. Deci, în mod oficial, atunci a fost cenzură. Se vorbește doar ce vrea partidul. Din 89, chiar din 22 decembrie, avem senzația, avem sentimentul că suntem liberi și vorbim și de acum încolo și presa este liberă. Presa atunci se va televiziunea română, radiodifuzia română și cu câteva ziare. În decembrie 89. Chiar televiziunea română se numește televiziunea română liberă. Totul devine liber. Casa presei libere. Toate spuneau. Sindicatul navigatorilor români pe mare de la Mangalia, liber și era și ăla. Spunea la coadă o ciudățenie. Așa, orice țara asta se autodefinea liber. Dar vom vedea mai încolo în partea a doua prezentării că televiziunea română numai când a fost liberă în decembrie 89. A fost mai micinoasă și mai criminală decât fusese măcar în anii 80 sub Ceaușescu. Sigur, la fel de criminal a fost în anii 50, când au fost arestați aproape 3 milioane de români și când 800.000 dintre ei au pierit într-un fel sau altul în închisori.